Sute de mii de turiști români și străini vor veni în această vară pe litoralul românesc. Nu toți sunt însă entuziasmați de ideea de a sta ore în șir pe plajă sau la piscină sub soarele arzător. Din ce în ce mai mulți vizitatori caută alternative pentru a-și petrece timpul diferit la malul mării. Ce opțiune au cei care doresc să stea departe de agitația de pe plajele de pe litoral și să exploreze și în alte moduri malul mării? Aflăm de la Cristian Cealera, ghid turistic și istoric. Bun găsit, Cristi! Bun găsit! Bun găsit, mulțumesc pentru invitație! Ce le propui tu și Muzeul Național de Istorie, ce le propune turiștilor care ajung la mare? Da, vrem să le arătăm cât de bogat este acest tărâm dintre Dunăre și Mare și Dobrogea și implicit orașul Constanța. Nu avem numai plajă, nu avem numai băi de soare și de mare, cum se spune. Avem și o istorie extraordinară. Încercăm să refacem legătura cu Cristi. Vrem să arătăm acest lucru pentru că, practic, muzeul nostru a ieșit în stradă. Am considerat că nu este de ajuns să îi primim pe vizitatori, ci am făcut și pasul în piață, în piața Ovidiu, în piața Independenței, și am organizat în cadrul unui proiect AFCN. În această vară avem programate 32 de tururi ghidate în peninsulă, încercând să le arătăm care este istoria cazinoului din Constanța și în același timp tot în cadrul acelui proiect vom avea și o serie de vizite la cazinoul din Mamaia. Care este punctul de pornire al acestui tur și care este traseul? Pe unde îi plimbați pe turiști? Este un traseu scurt, dar vorbim de o zonă foarte încărcată din punct de vedere istoric. Plecăm de la Farul Genovez, ne plimbăm pe Bulevardul Elisabeta, cel mai vechi și mai frumos bulevard al Constanței, după care rememorăm povestea cazinourilor din Constanța, pentru că mai puțină lume știe că au existat trei cazinouri în secolul 19 și 20 aici la noi pe litoral. Orașul Constanța, după 1878, s-a dezvoltat foarte mult, au început să vină vilegiatoriști și atunci se impunea construirea unui cazin, a unui local de destindere, a unui local de petrecere a timpului liber. Ori asta a fost cazinul din Constanța. Prima oară un mic cazino care se numea Sala de Cură și care a fost în zona Farului Genovez, după aceea un al doilea cazin oarecum vis-a-vis de Catedrala Ortodoxă Petru și Pavel, pentru ca din 1910 să avem cazinoul comunal pe care îl cunoaște toată lumea. Care este acum în renovare. Da, trebuie menționat faptul că vizitele organizate de către muzeul nostru nu includ și vizite în interior, acolo în interiorul cazinoului comunal, acolo unde se muncește din greu, și să sperăm că vom vedea această bijuterie finalizată într-un timp cât mai scurt. Promisiunile sunt că în vara aceasta va fi inaugurat. Da, acum nu cunosc detaliile tehnice. Cred că va fi inaugurat în scurt timp, însă pe exterior cel puțin s-a făcut o treabă foarte bună și așteptăm cu toții cu mare interes deschiderea acestui emblematic edificiu. Spuneai că mergeți și la cazinoul din Mamaia sau la Palatul Regal din Mamaia. Da, vom face în luna august, vom face vizite la cazinoul din Mamaia și ne vom plimba pe acolo în zona pietonală pentru a vorbi despre istoricul acestor clădiri emblematice. Partea pozitivă este că noi venim acum cu multe noutăți. Atât eu cât și colegii mei am făcut cercetări în ultimii ani legate de aceste emblematice clădiri, am descoperit lucruri noi și nu vrem să le ținem pentru noi, vrem să le arătăm publicului larg pentru ca toată lumea să conștientizeze cât de important este acest oraș, cât de importantă este Dobrogea. Sunt gratuite tururile acestea pe care le faceți?
bineînțeles, sunt gratuite. Lumea deja a început să vină în număr mare. A trebuit chiar să punem un număr limită de 25-30 de persoane, dar fie vorba între noi, am acceptat și mai mulți. Sunt mulți turiști la mare. Da. Până acum am avut într-adevăr și turiști, dar și constanțeni. Lucrul ăsta ne bucură, pentru că în trecut nu s-a predat foarte mult la școală istoria Constanței, ca să zic așa. Suntem și noi turiști acasă. Turiști acasă și vă așteptăm cu drag pentru realizarea unui... Programul, ultima întrebare, programul, unde poate fi consultat? Cum aflăm? În general, pe platformele online este vorba despre paginile noastre de Facebook, de Instagram. De Facebook, de Instagram, am zis să nu facă în reclamă. Și ele sunt mediatizate, deja au ajuns la mii de persoane și în fiecare zi primesc cereri de programări. Inițial dădusem numerele de telefon, acum rugăm lumea doar să trimită mesaj la acele numere, ca să nu vorbim chiar toată ziua. Și îi așteptăm pe toți cu drag, atât la muzeul nostru, cât și în aceste tururi ghidate. Asta încercăm, mai ales că ne apropiem și noi la Minac de momentul în care clădirea va intra în proces de reabilitare și încercăm să interacționăm cât mai mult cu oamenii și să le împărtășim din experiențele noastre și din cercetările noastre. Cristian Cealera, istoric și ghid turistic, mulțumesc pentru intervenția. Vă mulțumesc și eu.